Porțiunea din scoarul de pe strada Maria Dragan din sectorul Ciocana, care stă de izbeliște de 3 ani, stârnește nemulțumiri în rândul oamenilor care locuiesc în preajma. Autoritățile municipale ne-au spus că pentru efectuarea lucrărilor de reparație urmează să fie contractat un alt agent economic decât cel care s-a ocupat de amenajarea scoarului înainte de alunecarea de teren din 2021. Noi am aflat ce companie urmează să execute lucrările și cât vor costa acestea. O parte a scoarului de pe strada Maria Dragan arată astăzi ca o tolacă. Scoarul inaugurat în 2019 a fost afectat în 2021 de alunecările de teren și de atunci încoace nimeni nu s-a încumetat să-l aducă în stare inițială. Ca mai în toate cazurile, oamenii așteaptă ca lucrările de reabilitare să fie organizate de autorități care au resursele necesare. Chipurile au zis că terenul ăsta se alunecă și de atâta nu fac mai departe. El ar și ghinic să-l facă, că mă rog... pentru copii. Cu căruciorul, de exemplu, e foarte greu să ajungi în partea cealaltă la Topogani. Neseriozitate. S-a scris de mai multe ori. Nu vine nimeni, o tăiat iarba și atât. De un an și 2 luni, cred, 3, nu s-a făcut mai nimic. Păreri de la locatari de aici spun că deja de 3 ani stă așa, neatins. Da, un pic dureros. În fiecare zi cu copiii mici strec pe carosabil, nu e atât de plăcut. Nu, nimic nu se vorbește, din câte știu la primărie, să ia careva acțiuni de renovare. Autoritățile au anunțat încă în 2021 că au contractat o companie de proiectări, care a elaborat un studiu geologic cu privire la consolidarea zonei scoarului împotriva alunecărilor. Șeful Direcției Generală Locativ-Comunală și Amenajare, Ion Burdiumov, ne-a spus că autoritățile au făcut un studiu geologic, iar în baza lui un caiet de sarcini. Când eram la perioada de începerea lucrărilor, în Consiliul Municipal s-a votat decizia cu puzul de la Introscop. Și în decizia dată, consilierii municipali au introdus un punct prin care obligă agentul economic dezvoltator din preajmă să efectueze din contul lui lucrările de reabilitare la scoarul acesta. După votarea deciziei, lucrările de reabilitare au fost oprite de către Direcția Generală Locativ-Comunală și de Amenajare. Atunci decizia a fost contestată în instanță de unii consilieri, iar în aprilie curent instanța a respins demersul consilierilor. Potrivit lui Ion Burdiumov, contractul de transmitere a documentației de proiect urmează să fie semnat săptămânile viitoare. Aceasta se bazează anume pe faptul că legea privind amenajarea și principiile urbanismului prevede că dezvoltatorul care vrea să realizeze proiecte noi, acestui dezvoltator, administrația publică locală are dreptul să pună pe seama lui amenajarea din cont propriu a zonelor adiacente. Și la cazul respectiv, deci prin decizie, s-a dispus ca noi să amenajăm și să consolidăm scoarul Maria Dragan, precum și dezvoltarea altei infrastructuri sociale, precum este construcția unei școli și a unei grădinițe de copii. Compania Introscop estimează că lucrările de consolidare și amenajare a scoarului pe strada Maria Dragan vor costa circa 22 de milioane de lei. Firma urmează să efectueze un studiu geotehnic pentru a evalua starea terenului și a evita riscul de prăbușire. Scoarul ar urma să fie reabilitat până în octombrie curent.